Sezonul vânatului este deschis de pe data de 6 decembrie și va continua până pe 10 ianuarie. Vânatul iepurilor de câmp a fost interzis până acum. Mai nou, s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de iepuri, astfel că vânătorii au undă verde să tragă în ei. Vreau să duc la cunoștință vânătorilor din raion că este deschis sezonul de vânătoare la iepure de câmp pe anul 2009-2010. Sezonul de vânătoare va fi deschis în luna decembrie, pe data de 6, 13, 20, 27 decembrie 2009 și în luna ianuarie 2010, pe data de 1, data 3 și 10 ianuarie 2010. Se permite recoltarea în rezultatul vânătorii unui iepure de câmp și vulpi nelimitat. Anual se efectuează recensământul animalelor care se efectuează de către cinegeticianul superior raionul Florești și coordonarea se efectuează cu Inspectoratul Ecologic de Stat. Adică se efectuează evidența animalului recoltat și recensământul animalelor care sunt la moment conform Academiei de Știință pe teritoriul raionului. Persoanele ce doresc să participe la vânătoare, luând în considerație drepturile legale cu privire la vânat, sunt obligate să-și achiziționeze licență, iar pentru cei ce încalcă legea vânatului se propun amenzi. Conform codul cu privire la contravențiile administrative din septembrie 2008, care este modificările care sunt făcute în baza articolului 128 aliniatul 1 și aliniatul 2, pentru vânatul ilicit, adică braconajul, se precaută cu sancțiuni sub formă de amendă de la 1.000 la 2.000 de lei. De asemenea, după mai multe discuții, guvernul a decis să mențină termenul de vânătorii de mestreți până la 30 decembrie. La momentul actual, Societatea Vânătorilor și Pescarilor alcătuiesc în jur de 450 de membri.